predictibil și coerent. Doamnelor și domnilor, din păcate, anul care a trecut a continuat să fie marcat de conflicte și situații complexe cu impact major asupra relațiilor internaționale. Cel de-al doilea an de război împotriva Ucrainei a continuat să provoace pierderi imense, multiplicând consecințele negative la nivel global. România a fost și va rămâne alături de vecinul său și de cetățenii ucrainieni care își apără cu curaj libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Datorită eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainiene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin culoarele solidarității ale Uniunii Europene. Cu ocazia vizitei pe care președintele Zelenski a realizat-o la București în luna octombrie, am semnat împreună o declarație comună foarte consistentă. Am decis atunci să începem procesul concret pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic și am reconfirmat acest angajament în cadrul recentei noastre convorbiri telefonice. Legat de soarta războiului, poziția noastră rămâne categorică. Numai Ucraina poate decide momentul, parametrii și modul în care se vor desfășura eventuale negocieri de pace. La nivel regional, european, dar și global, este imperativ să menținem angajamentul ferm pentru Ucraina. În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, am condamnat ferm atacul Hamas din primul moment deja și am pledat totodată pentru respectarea strictă a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, acordând ajutor umanitar civililor din Gaza. Este clar, după aceste luni de conflict deschis, că este nevoie de o soluție politică pe termen lung, care să conducă la o pace justă, iar singura variantă viabilă rămâne soluția celor două state, cu respectarea atât a aspirațiilor legitime ale poporului palestinian, cât și a dreptului la securitate ale statului Israel. În contextul conflictului din fâșia Gaza, România a desfășurat și o operațiune foarte dificilă de oferire de asistență și sprijin pentru cetățenii români de acolo. Adresez și cu acest prilej mulțumire autorităților române implicate în operațiunea de evacuare a cetățenilor români afectați, precum și partenerilor din Israel, Egipt, Qatar și Iordania pentru sprijinul oferit. Doamnelor și domnilor, dintre țările din regiune, Republica Moldova a resimțit cel mai mult impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar și al acțiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritățile de la Chișinău au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat și pentru a avansa procesul de integrare europeană. Au acționat însă energic și au dovedit voință politică deosebită pentru a așeza ireversibil Republica Moldova pe drumul către Uniunea Europeană. Mă bucur să văd că eforturile Republicii Moldova, la fel ca și cele ale Ucrainei, au fost recunoscute la reuniunea Consiliului European din decembrie 2023. Decizia de începere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a reprezentat un obiectiv strategic pentru România, pe care l-am susținut cu toată tăria. România este și va fi alături de cele două state și în procesul de negociere, deoarece cunoaștem foarte bine complexitatea acesteia,
dar și beneficiile pentru cetățeni. Este crucial ca Republica Moldova și Ucraina să primească în continuare sprijin financiar și expertiză pentru consolidarea instituțională și a mediului de investiții, care să creeze stabilitate și prosperitate. În plan securitar, anul trecut am luat, la nivel aliat, măsuri ferme de răspuns față de amenințările existente. Adoptarea planurilor regionale de apărare, consolidarea prezenței NATO pe flancul estic, consacrarea importanței strategice a Mării Negre sunt cele mai relevante repere și totodată sunt succese ale României. Prin deciziile luate la summitul de la Vilnius, România beneficiază de cel mai înalt grad de apărare și protecție de până acum. De asemenea, reacția de solidaritate a structurilor NATO și a statelor aliate la incidentele produse pe teritoriul românesc, ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, a fost promptă și am consolidat suplimentar prin măsuri interne și aliate securitatea României și a întregii regiuni. Ambițiile și așteptările noastre pentru 2024 sunt cu atât mai mari în condițiile în care în martie se vor împlini două decenii de la momentul istoric al aderării României la NATO. Pentru România, la summitul de la Washington, prioritatea va fi reprezentată de continuarea implementării depline a măsurilor de adaptare și reasigurare, precum și de consolidarea posturii de apărare pe flancul estic, mai ales la Marea Neagră. Vom continua demersurile interne, vizând îndeplinirea angajamentelor ca stat gazdă, și vom continua coordonarea strânsă cu aliații, în special cu Statele Unite și Franța, pentru asigurarea apărării întărite. De asemenea, vom continua să valorificăm acțiunea noastră în formatul București Noua. Mulțumesc din nou pentru contribuția esențială a partenerilor noștri aliați la securitatea României și a regiunii Mării Negre, dovedită concret prin dislocările de personal militar și de echipamente pe teritoriul țării noastre. Anul 2024 se prefigurează a fi unul important și pentru partenerul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Vom avea o agendă amplă și diversă a viitoarei runde a dialogului strategic bilateral din primăvară. Sunt convins că acțiunea noastră comună va continua cu efecte pozitive, tangibile pentru securitatea, reziliența, prosperitatea și conectivitatea zonei Mării Negre. Salut adoptarea anul trecut a primei strategii americane pentru regiunea Mării Negre, elaborată și pe baza contribuțiilor substanțiale ale României. Doamnelor și domnilor, România va continua să aibă o acțiune îndreptată spre consolidarea proiectului comun european și a profilului său în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm pe mai departe pentru a construi împreună o Europa unită și coezivă, care caută soluții echitabile într-un spirit de solidaritate și respect. Urmărim, doamnelor și domnilor, în direct de la Palatul Cotroceni, discursul președintelui Klaus Iohannis în fața ambasadorilor acreditați la București. Mesaje importante pe cele mai arzătoare dosare de politică externă. Referindu-se la Ucraina, președintele a spus că România a fost și va rămâne alături de poporul ucrainean atâta timp cât va fi nevoie, un popor care își apără independența. Și, de asemenea, în linia mesajelor occidentale, președintele a spus foarte clar că doar Ucraina poate decide momentul, dar și parametrii pentru o eventuală discuție de pace.
Și de asemenea nu a evitat să aducă în discuție și subiectul care îi arde pe fermierii români în această perioadă, pentru că am văzut foarte multe proteste și o parte din nemulțumiri sunt legate de cerealele ucrainene. Ei bine, președintele Klaus Iohannis vorbește despre aceste cereale care au tranzitat România, despre 33 de milioane de tone de cereale, adică 60% practic din toate care au plecat din Ucraina prin aceste culoare, e adevărat, stabilite de Uniunea Europeană. Problema noastră este că acestea vin la un preț mai mic și de asemenea reclamă premierii că o parte dintre ele mai și rămân în țară la noi. Cam acesta este semnalul șefului statului legat de proteste, pentru că altceva de la el nu am auzit în ultima perioadă, legat de protestele fermierilor, desigur. Și de asemenea un mesaj important legat de Orientul Mijlociu. Spunea președintele foarte clar că singura soluție viabilă pentru pace este soluția celor două state, adică un stat palestinian independent, aceeași linie care este și a fost făcută publică, solicitare făcută publică de miniștrii de externe ai Uniunii Europene, numai departe de ieri, când au discutat cu șeful diplomației israeliene chiar la Bruxelles.